Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la ora expertizei. Astăzi readucem în prim plan discuțiile despre interesele partidelor politice pentru alegerile locale care se vor desfășura pe data de 20 mai și de resupturile, calculele și schemele la care apelează pentru a câștiga cele mai importante redute, Chișinău și Bălți, înainte de alegerile parlamentare care vor avea loc în toamnă. Discutăm în această seară cu președintele partidului Partidul Nostru, Renato Usatăi, pe care îl salutăm, este în direct cu noi prin Skype. Domnule Usatăi, bună seara! Bună seara! Și cu invitatul meu din platou, este vorba despre fostul deputat, doamna Stella Jean-Toan. Bună seara și dumneavoastră și bine ați venit la ora expertize. Bună seara! Aș vrea să începem din start cu o întrebare, domnule Usatăi, despre alegeri, una mai generală, pornind de la general și mergem ușor, ușor pe particularități. Noi am văzut în ultimele zile, ca să nu zic săptămâni, că nu au trecut chiar foarte multe săptămâni, mulți candidați care s-au înscris în alegerile locale, atât în Chișinău, deja sunt mai mulți și pentru municipiul Bălți. Există interese despre care am vorbit pe la emisiuni, poate nu foarte mult. Interese de clan, interese de partid, interesele guvernării, interesele binomului Plahotniuc-Dodon, dar nu am desfășurat în nicio emisiune detaliile despre aceste interese pe care le au în comun Partidul Guvernării împreună cu PSRM-ul, împreună cu Dodon. Așa încât aș vrea ca în această emisiune să discutăm pe șleau, cu subiect și predicat, despre toți candidații, să înțelegem, inclusiv pentru cei care ne privesc, cine sunt candidații opoziției, cine candidează pentru cetățeni și cine candidează pentru ca să servească acestor două clanuri. Domnule Usatăi, cum vi se pare dumneavoastră aranjarea listei, atât pentru Chișinău, cât și pentru Bălți? Cine sunt, ce candidați vedeți de opoziție care au cu adevărat șanse și cine sunt candidații guvernării? Pentru că mai vedem prin alte partide care ar putea fi spre aceeași direcție sau chiar candidați independenți. În primul rând, aș vrea să menționez un lucru foarte important. Dacă priviți atent ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni în Chișinău și în Bălți, lucrurile diferă foarte mult. La ce mă refer? Uitați-vă câți candidați avem în Chișinău. Avem foarte mulți. Adică ar spune că avem în 3 ori mai mulți candidați care s-au declarat că participă pentru alegerile la Chișinău decât în Bălți. De ce? Deoarece a avut loc un târg, despre acest târg am scris acum câteva săptămâni, în baza cărui a avut loc o înțelegere că Plahotniuc ia preia Chișinău prin Silvia Radu și acum o să vă explic cum, și în Bălți, ca Dodon fiind președinte, mai ales cum declară el, președinte proruș și așa mai departe, adică să nu rămâie el chiar la marginea drumului, știți cum, după nuntă, apoi să-i dăie Bălțul. Ia ca înțelegerea care a avut loc. Ce s-a făcut pentru asta? Ion Ceban în discuții offline confirmă și la rude, și la cunoscut, și la prieteni. El merge în alegeri că, mă rog, nu pot socialiștii să nu participe în Chișinău în alegeri, vă dați seama, da? Dar tot ce Ban spune că el merge pentru a pierde jocul. Că înainte erau discuții că Ion Ceban ar fi candidatul lui Dodon, dar în spate oricum stă Plahotniuc. Nu, Plahotniuc le-a spus clar. El o vrea primar pe Silvia Radu. Chiar și posibilă propunere că să-l ajute pe Dodon ca să câștige Ceban și după alegerile parlamentare, atent, doar după parlamentare, Ceban se declară independent, pleacă de la socialiști, nu a mers nici asta, măcar că Ceban cu Sergiu Sârbu de la Democrați, Sârbu e curator, adică cei ține de dialoguri de genul ăsta din partea PD-ului, Ion e de la socialiști. E clar, ufor pe Silvia Radu primar. Sunt niște cifre în sondaje, nu vorbesc despre sondajele care le-am văzut eu în mai multe
televiziuni sau... Sunt și sondaje interne. Noi niciodată nu am aflat sau vorbit despre sondajele pe care le comandă partidele în parte. Poate alea sunt un pic mai adevărat, mai corecte. Ele tot timpul diferă de cele reale. Adică cele interne nu au nimic în comun cu cele care noi le vedem la televizor, că avem asociația sociologilor și demografilor și mai departe. Adică, ca să înțelegeți, ăștia în general n-au mers niciodată în teritoriul un fișier să vadă, să scrie măcășeva de formă. Ei le desenează. Practic toți astăzi sunt în buzunarul PD-ului și PSRM-ului și le dau la oameni deja bomboanele care le convin lor. Dar în cele interne, băgând mai mulți candidați și o lăsându-o pe Silvia Radu singură, da, pe arenă. Ce am în vedere când spun singură pe arenă? Chișinău a ajuns într-un așa un dezastru, că azi oamenii când văd că Silvia Radu pune un copac, apoi le spare că a plantat o grădină botanică, știți cum? Ca acei care am văzut în Iași, când eram student. Adică când văd că repară un metru pătrat de asfalt, apoi le spare că le-au făcut 10 km de autoban. Asta e situația la care au fost adus oamenii. Și mă rog, știți cum? Și mie sunt brac frumos, mai ies, mai povestește una alta, unii spune că e șef, unii spune că nu e șef, adică ei merge. Și Lahutniuc, văzând că a avut rezultate foarte bune cu proiectul său pilot, șor, pe Orhei, unii pe bani furați, să faci până în ziua de azi, înțelegeți? Și vede că merge. De asta Plahotniuc a preluat tactica asta, de asta ea să fie implementată și la alegerile parlamentare care ea să le avem. Dar astăzi el i-a spus clar că trebuie să fie Silvia Radu primar. Dodon nu are dreptul să, adică să-i dea replică șefului său. Unica problemă care o au ei astăzi, ei trebuie să facă tot posibil ca să nu fie Năstasă în turul 2, adică combinația să iasă Ion Ceban cu Silvia Radu, Ion Ceban cedează și doamna Radu preia Chișinău. Asta cum ar putea ceda, de exemplu, Ion Ceban? S-ar retrage din cursă în forma asta sau ar... Iată, uitați-vă, au făcut mare zarvă socialiști cu referendumul, da? Adică se vede clar, mă ales, cred că doamna Jantoan cunoaște acest lucru, că a fost și dumneavoastră deputat în Parlament. Când un partid, într-adevăr, luptă pentru a câștiga o luptă, nu contează, că sunt alegeri locale, parlamentare sau referendum, oamenii lucrează în teritoriu de ușă în ușă. Și am avut noi la referendumul din Chișinău, am avut billboard-uri, adică să nu spui lumea că nu fac campanie. Înțelegeți? Adică campanie este un lucru complicat, complex, costă, pot să vă spun că nu psă-i bani, înțelegeți? Dar asta și au făcut Ion, s-a dus, a făcut o poză în Baku, una în Budapesta, prin Minsk, în Moscova, a vrut, dar nu s-a oprinit, le arată pe cele de un an în urmă, care le are și povestește lătăscă, ea mă recent, întâlnirea cu primarul Moscovei, mă refer, da? Uh-huh. Știu precis, săptămâna trecută s-a șercut și ăsta nu l-a primit. Și el spune, chiar că m-am întâlnit, am discutat, a să ne ajute un altă, și bă sănătos. Asta e. De asta socialiștii o să fie, știți cum, ei doar luptă și cu unionismul la noi în țară. Și luptă și pentru creștinitate. Cel mai mare luptător, știți cum, parcă la noi au venit turșii și nu iau bisericile, știți cum, oare tot țara o devine catolică, nu știu, adică lumea are încredere în biserică, adică Dodon, toată lumea știe ce face. De asta eu vă spun încă o dată. Dacă ajunge planul lor să ajungă Ion Ciuban cu Radu în turul 2, socialiștii stăi ca niște motănași, a să iască declarații. Uitați-vă cum atacă e pe mine la Bălți, socialiști, vin în Bălți, a venit doamna Greceană și a spus că noi luptăm, noi trebuie să câștigăm Bălțul și la toamnă parlamentarii ca să salvăm țara și unioniști. E vine, vorbește despre asta în Bălți, încă a rămas încă la comrat undeva, să spui numai că acolo nu avem alegeri, că e în comrat de-a să lupte cu unioniști. Și amu Băsescu le mai dă un candidat la Bălți, la moment în Bălți, ete bătălie o să fie între mine și Plahu Dodon. Adică au găsit deja și Alexandru Usatăi. Apropo,
Apropo, vreau să vă întreb, cine este acest Alexandru Usată și cum se înscrie acest candidat în acest peisaj electoral de la Bălți, având în vedere că aveți același nume? E o găselniță, a mai fost în peisajul politic, oricum, știm că a mai fost în peisajul politic de la Bălți, dar ce cunoașteți despre acest candidat? Dar cunosc absolut totul, cunosc de mulți ani. Am avut cu o discuție și cu dânsul în 2015 cu Dodon. Dodon vrea să ne-l bage prima dată în 2015. Și atunci am spus mai dur și Dodon l-a lăsat acasă și a dat o bunică acolo, candidat. Dar Dodon îl ține tot timpul. Vă dați seama că ei numai l-au declarat pe el. Acum astăzi am prezentat candidatul nostru, Nicolae Grigorișin, prin funcția de primar. Apropo, am prezentat doi candidați, și acum o să vă explic pentru ce. Și deja am primit sunete din teritoriu. Socialiștii merg cu ziarele pe la oameni și zic că băi, votați cu Usată. Noi nu votăm chiar că ăsta nu e Usată așa. Nu, asta e fratele lui. Pur și simplu, s-au dus în partide diferite că Macronul și la putere. Asta vă dați seama ce mesaj îmblă socialiști prin Bălți. Ei, pur și simplu, amul nu prea au timp să mai dă o leac de mâncare și bă o leac mai tortușel ca mine, că măcar să amine încă de cât. Știți cum? Că ei vor să fure Bălțul. Bălți Gaz, Red Nord, Cet Nord, Registru, poți continui lista, au primit indicații, am scris două săptămâni în urmă, înainte de a prezenta socialiști candidații. Că deja sunt indicații de la Chișinău, PD-ul nu merge cu candidatul lor, merg cu Alexandru Usată de la socialiști. Domnule Usată, practic înțeleg că acum PD-ul cu PSRM-ul are același stil de înțelegere sau același gen de înțelegere pe care l-ați avut la alegerile trecute, deci PN-ul, partidul nostru, cu PSRM-ul. Și l-ați susținut, apropo, acum pe Igor Dodon la prezidențiale. De altfel, da, și-am explicat de ce. Da, dar întrebarea e alta. În contextul în care i-ați acordat susținere lui Igor Dodon la prezidențiale, nu ați discutat cu Igor Dodon ca să nu aibă un candidat la Bălți? Că ar fi, de exemplu, fair play să nu aibă acum un candidat? Nu ați avut o discuție eventual? Am avut eu ultima discuție am avut-o cu Dodon când a avut el prima vizită oficială în Federația Rusă. M-am întâlnit cu dânsul, am stat de vorbă vreo 40 de minute. După asta, Plahotniuc, eu am făcut așa o bătaie. Eu spus, dacă mai vorbești, eu dat Usată, astea ei dragi, cu motamos spun. Pardon. Adică și de asta, adică cum ați Dodon să discute cu mine? Dodon are stăpân. Dacă îi spune sideți, stăiați, și tot așa, înțeles? Adică Igor nu este. Eu doar când l-am susținut pe Dodon, eu eram conștient că el este omul lui Plahotniuc și am recunoscut public. Dar eu eram cu speranța și colegii mei care erau de față în Moscova aici, și Dumitru Ciubășenko, Sipovici, că noi am discutat cu Dodon când a venit el la mine înainte de turul 2, Igor a promis că el iese de sub matrasul lui Plahotniuc, înțelegeți? Și n-a făcut-o. Adică eu mă gândim că mușii crește rânza moldovnească, Dodon doar el se înflă pe zeci trece, înțelegeți? Și a să-l dăi Plahotniuc la o parte și a promis că în 3 luni îl dăm jos, înțelegeți? Și el a mințit. Eu doar pe Dodon l-am atacat și l-am acuzat, nu l-am niciodată, nu l-am atacat că a fost bun sau rău ministru al economiei. Nu eram în țară, da, mai cunosc ceva, dar după asta istoria lui, începând cu votul lui Timofti, și Dodon și doamna Greceană, tot streșiu pe timp și ala pe la mine. Nu eram persoană publică. Dodon, când avea nevoie de 40-50 de mii de dolari pe lună, până și deu ca la recepție, aici afară, știi, și paza, și doamna care face mâncare și curățenie în casă. Am zis că n-au plecat ei de la comuniști și aveau nevoie de oricare susținere ca să supraviețuiască puțin, că atunci Plahotniuc nu prea l-a alintat, înțelegeți? Da, bine, totuși, l-ați susținut la alegerile prezidențiale pe Igor Dodon. L-am susținut și la prezidențiale. Nu știți, poate prin alte căi indirecte, cumva. Nu l-ați întrebat, nu cunoașteți opinia lui, felul în care a reacționat, de ce a mers cu un candidat? Nu ar fi fost fair play, așa cum spuneam anterior, să nu aibă un candidat, având în vedere experiența trecută? A apelat totuși la dumneavoastră pentru susținere în turul 2. Și astfel a câștigat, a devenit președinte.
N-am discutat cu Dodon. Și Dodon, eu mai bine de-am îl sun pe Plahotniuc. Să-l sun pe Plahotniuc și îi spun, Vlad, ce facem cu tovarășul prezident ai statul, chiar ca zbagă? Adică, pentru ce eu să-i sun șoferul, înțelegeți? Adică, asta fix așa cum dumneavoastră am să-mi spuneți că eu am o problemă de hotărât cu Ministerul Transportului și eu trebuie să sun șoferul ministrului să-i spun, băi, hai, uite, te rog, faci la dreapta, faci la stânga. Adică trebuie să vorbesc cu Ministrul Transportului dacă am o problemă legată de transport și nu cu șoferul, înțelegeți? De asta nu, pur și simplu, astăzi Plahotniuc are sarcină. Vlad, el joacă șah. El vrea să scoate să demoralizeze opoziția de dreapta din Chișinău. Vorbesc acum despre platforma, da, PAS, partidele care luptă cu dânsul, da? Și Bălțu are nevoie să libereze nordul de usate, că eu am majoritatea în Bălț și o să vedeți acest lucru la, pe 20 mai. Orașele alături de Bălț, Glodeni, Rășcani, Fălești, Drochea, Dondușeni, toți sunt primari din partea partidului nostru. Vorbesc despre primari de oraș, că avem șansă. Și vă dați seama că ei se pregătesc băieții de alegerile parlamentare. Ei deja au stabilit același joc care noi amul avem, și cu lupta cu unioniști și mai departe, ea să aibă raioane unde să se ambii un candidat independent. În altă localitate CPD-ul ăla să lucreze pentru Dodon, în altă aceea lui Dodon pentru Plahotniuc. Adică tandemul lor este clar. Pe mine mă bucur lucru, am avut niște întâlniri aici cu diaspora și chiar și cu unii, să spunem, care reprezintă adică am avut discuții persoane oficiale din Federația Rusă care trebuie să înțeleg că dacă ai ceva de făcut în Moldova, ori ai de a discuta, trebuie să vorbești cu Plahotniuc, Dodon el cu fotografiatul, cu plânsul, poți mai vii la Moscova de vreo două ori seară rușă să-i, adică să termine investigații și ținii de dosarul lui Plahotniuc în Federația Rusă, asta, adică el un fel de poștaș, înțelegeți? Pur și simplu, avem noi astăzi situația când, știți cum, sunt țări unde președintele e președinte și unde sunt țări unde președintele e semi-președinte. Domnule Sată, vreau să îi ofer cuvântul și doamnei Jean-Antoine să vă adreseze o întrebare. Doamna Jean-Antoine. Din cele care relatate de către domnul Sate, totuși mi s-a părut, nu chiar acum din cele care a vorbit, dar să facem așa o retrospectivă. Atunci când partidul nostru l-a susținut pe Igor Dodon la postul de președinte a Republicii Moldova, mi s-a părut o greșeală foarte mare din punct de vedere și tactică și strategică a partidului nostru, că partidul nostru nu l-a taxat nici într-un fel pe Igor Dodon atunci când a început să se distanțeze, devenind deja președinte a Republicii Moldova, a început să se distanțeze de partidul nostru și treptat s-a transformat nu numai că în contra, spun, jucător, chiar și în, spunem așa, rival electoral a partidului nostru. Mi s-a părut că de ce n-ați făcut-o, domnul Usate? Pentru că acum în alegerile acestea electorale, chiar și în Bălț, pentru Bălț ar fi foarte important atunci dacă Bălțul ar cunoaște acest lucru, că partidul nostru, susținându-l pe Igor Dodon și Igor Dodon trădându-l, va fi cu mult mai ușor să lucrați în Bălț, chiar contra candidatului Usate. Doamna Jean-Antoine, aveți perfectă dreptate, dar noi să ne clarificăm în Bălț, noi nu avem probleme. Ei, pur și simplu, știți cum, ei tot viața lor, politică îmblă cu minciuni. În 2014 mergeau din casă în casă și spunea, Usate e silna bolin, on scora umrăt. Le spunea la o ușă și la ușa de alături le spunea că vă scora snimuți vâbără. Încă nici eu nu avem informația ca să fiu scos din alegeri. Dar activiștii lui Dodon de-am îmblau. Adică stilul lor, ei doar, adică cu asta au crescut. Acolo o tras, o sub șoptul de la Voronin, s-a mutat dincolo, aici deam deja sub protecția lui Vladimir Gheorghe Plahotniuc, poate sugă ceva la Moscova, poftim. Mâine dacă ies americani,
cum ai fost și eu cred că chestia asta apară asta într-o zi cu finanțare clară din Statele Unite ale Americii. Apoi și vreau să văd ce spui autoritățile ruși cu prarosiski prezident care prin persoane fizice bani din Statele Unite. Plăhătniuc, asta e unul din dosarele pe care Plăhătniuc îl ține pe dânsul. Și dosarul ăsta este la Chișinău, adică e dosar penal. N-a să-l lese. Dumneavoastră credeți că astăzi nu mai cunosc oamenii? Domnule Osate, vă rog mai multe detalii despre ce fel de finanțare este vorba. Merge vorba, a fost o perioadă la Igor Nicolaevici. Cred că atunci când noi mai dădem bani eu, atunci, adică eu nu știu cum a apărut această finanțare, nu vreau să spun ce nu cunosc, dar știu sigur că mi-a arătat cineva la procuratură în Chișinău un dosar unei persoane fizice din Statele Unite trimiteau bani unor persoane din Republica Moldova și banii ajungeau în cont la socialiști, înțelegi? Plăhodniuc îi ține prima cu asta, doi îi ține suspans cu materialul cu Krylov, adică prin atac Radar Dodon ilegal ar fi preluat Partidul Socialiștilor și așa mai departe. Adică acolo e un pachet. Că știți cum, Igor Nicolaevici, dacă se nervează Plăhodniuc într-o zi... Cu acești bani ar fi preluat partidului Krylov? Nu. Asta deja era finanțare pentru partid. Adică deja partidul era la Dodon, era și oficiu. Cum oficiu în care stau ei, a luat la Dolinț, el l-a cumpărat pe bani atunci când eram eu de față care l-a luat pentru votarea lui Timofti. Adică... Igor, mă rog, să-i dă Dumnezeu sănătate, vreau să-i spun că în timpul apropiat discutăm și despre banii care stau în cont la o doamnă născută din Moldova, rudă de lui, care vin lunar în Elveția, în contul lui. Eu cred că asupere și Vladimir Gheorghici pe ascuns de la Plăhodniuc Dodon și pune bani acolo în cont în Elveția. Dar eu nu vreau să-i socot bani. Minimă doar el trebuie să răspundă pentru toate minciunile și pentru tot idiotismul ăsta în care a ajuns Arsara. Ei fac oameni bludni, știți cum, ca într-o sectă. Aici le arată, aici sunt unioniștii cu toparle, de acolo vin tancurile rusești, de acolo Plăhodniuc, mă rog, că este situația cu Gorbunțov în Londra, o extradat 3 diplomați. El, ca să fie în Londra, tot ok, să mai tacă engleză un an, doi, el putea să extradeze tot corpul diplomatic rus din Chișinău și încă clădirea să le iei și să mai deschidă un restoran, înțelegeți, dacă să ajungă situația. El nu are probleme pe tema asta. Ce ține de colaborarea lor, eu cred că o înțeles tot țara. Astăzi, cei care mai cred în poză, în video, avem și așa oameni și au fost tot timpul, cu părere de rău mulți, adică cei care mai cunosc și înțeleg că ceva, domnul Mișin, ești plecat la muncă, oare în Federația Rusă sau în statele, în țările europene, adică ați acolo, că văd ce spune deasupra. Ați fi tot ok, eu vreau să-i demaschez, eu n-a să le dau voie să continue nunta asta lor. La sfârșitul emisiunii ați vă mai prezint că ceva ca să avem și discutăm următoarele 2-3 săptămâni după emisiunea asta. Da, dar noi nu plecăm, trebuie să ieșim în publicitate, dar revenim în scurt timp, până la sfârșitul emisiunii. Misiunii, doamnelor și domnilor, o să avem mai multe declarații de foc. Stați aproape! Locuiești în Moldova și deseori ai avut sentimentul că ești discriminat după unul din criteriile protejate de lege.
Jean-Antoine, discutam în pauză despre această tehnologie cu doi candidați. Da, care este, cred că ar putea fi înscris ca un așa know-how, invenția partidului nostru. O tehnologie, în viziunea mea, destul de interesantă, inteligentă, chiar inventivă. Altceva că ea poate, corect implementată, poate într-adevăr să funcționeze și să dea rezultatele scontate, dar poate și să aducă și pierderea ratingului candidatului care are cea mai, din aceștia doi, care are cel mai înalt rating. Vorbeam încă la emisiunile anterioare că... Asta în condițiile în care unul dintre candidați nu este bine cotat până în totul depinde. Până știți, la este o tehnologie interesantă, dar este destul de complicată ca implementare. Pentru că ei ambii se asociază cu partidul nostru. Tot știu foarte bine și doamna Grițco și domnul Grigorișin sunt membri foarte activi, sunt și vicepreședinți de partid. Doamna Grițco a vorbit chiar și în sesiunea Consiliului Europei atunci când sesiunea aleșilor locali, când a avut loc. Deci, deja ea este cunoscută în Bălț ca membru a partidului nostru. Și acum, mergând tehnologic pe două căi, domnul Grigorișin merge de la partid și doamna Grițco merge ca candidat independent. Încă o dată, repet, candidat independent, știind foarte bine că ea oricum se identifică și se asociază cu partidul nostru, va fi foarte important, mai ales că ținând cont de specificul orașului Bălț, este foarte important cum se va profila din start doamna Grițco și cum, care va fi strategia ei independentă de cea lui domnul Grigorișin. Eu aș vrea să vă întreb și despre alți candidați și despre prezența unui partid. Da, nu vă supărați, eu vă întrerup, dumneavoastră spuneți foarte corect, dar este o problemă. Lena Grițco, deci suntem nevoiți să înregistrăm un candidat independent, deci care e tactica lor? Eu înțeleg care este tactica voastră. Eu cum ați vorbit despre cu totul despre altceva, domnul Osată. Eu văd că nu prea vă place când puțin vă critică. Nu, tot normal. Nu, tactica este foarte interesantă și am spus-o. Am remarcat că este destul de inteligent gândită în condițiile în care acum se desfășoară campania electorală în orașul Bălți. Vreau să vă spun că iată, am o informație că încă va fi încă un candidat fost consilier de la Partidul Liberal Democrat, domnul Marcoci, care intenționează, nu știu pe cât își va înainta candidatura sa, dar intenționează să candideze și el la alegerile din Bălți. Plus, la Bălți încă vor încerca ca să anihileze al doilea candidat din partea partidului nostru, ca candidat independent, vor încerca să mimeze așa o luptă a candidatului socialist Alexandru Usate cu candidatul Punului, care și s-a înaintat la Bălți. Eu vroiam, apropo, și la Bălți asta întreb, este... și pe dumneavoastră și pe domnul Usate, există acest partid, Partidul Unității Naționale, declarat unionist. Da. Am auzit la o televiziune, deci asta m-a surprins foarte mult, fostul președinte al României, Traian Băsescu, și președinte al PUN. Practic, punându-l într-o lumină bună pe Vladimir Plahotniuc, nu a vorbit deloc în termeni critici despre Vladimir Plahotniuc. Înțeleg, are la Bălți, are și în Chișinău un candidat, Constantin Codreanu, are și la Bălți un candidat, e vorba despre un tânăr de 27 de ani, Sergiu Burlacu, dacă nu mă înșel, Sergiu Burlacu, nu am greșit. Aș vrea să vă întreb, el ce fel de candidat este? Pentru a rupe voturile, candidează cu sinceritate, pentru a rupe voturile cui în cazul, dacă e vorba despre Bălți? Dacă este vorba despre Bălți, nu mai rupe el niciun vot în Bălți. În Bălți el este intenționat înaintat pentru ca, încă o dată, repet... Sau pentru a strica din bazinul electoral atunci și apoi. Nu, orașul Bălți este un oraș foarte specific. Electoratul este destul de...
fidel în sensul voterii permanente, cum se întâmplă în la nordul Moldovei. Deci structura electorală în la nordul Moldovei este multinațională și nu este problema, deci nu poți să joci cartea asta unioniste, anti-unioniste, mai degrabă se poate acea folosită întotdeauna geopolitică, Rusia, Uniunea Europeană, și oricum este foarte slab jucată. Altceva, la Bălți, doar pentru că pentru a anihila toate posibilitățile pe care poate să le scoate candidații partidului nostru, se va înainta și ca să creeze un joc oricare pentru domnul Alexandru Usatăi, pentru candidatul socialiștilor, s-a înaintat această păpușă care vine din partea Punului. Și în Bălți niciodată un partid serios cât de cât nu-și va înainta unionist, dacă el într-adevăr vrea să câștige, în orașul Bălți nu-și va înainta candidatura sa. Pentru că în orașul Bălți candidaturile unioniste niciodată nu vor trece. De dreapta, da, dar clar unioniste niciodată nu. Iată de ce această persoană va avea funcția doar să facă jocul lui Usatăi, pentru că Alexandru Usatăi este un jucător destul de slab. El a mai fost viceprimar în orașul Bălți. Spunea lui Zinaida Petrovna Greceană că să lupți cu unioniștii doar trebuie să aibă, adică trebuie să apară și neașa, că le-a dat actor, să bocănească între și iată el o scos. Domnul Usatăi, adică Alexandru Usatăi, de fapt fiind nesustinut de Partidul Socialiștilor, chiar și fiind susținut, este un candidat destul de slab pentru orașul Bălți, pentru că Usatăi a mai fost, Alexandru, îmi menționează încă o dată, a mai fost candidatura Partidului Comuniștilor și a fost viceprimar pe probleme sociale, încă o dată menționez, pe probleme sociale, și acum vedem că toată campania sa electorală, când a anunțat-o, a început iarăși să vorbească despre blocul social, cât este de important și cât de important ca primarul să nu facă politică, dar să facă mai mult management administrativ. Și iată, pentru a-l puțin a ridica pe Usatăi, Alexandru, este nevoie de o pugălă, cum se zice, de o sperietoare. Da. Această sperietoare în viziunea tehnologilor și mi se pare foarte una pur și simplu nereușită, să vorbim așa mai inteligent, de a-l scoate pe un candidat al Punului. O persoană care va vorbi despre unire, despre în orașul Bălți. Aș vrea să-l întreb și pe domnul Usatăi. În același timp, Punul, ce fel de partid este, având în vedere că președintele Punului cam face jocul lui Vladimir Plahotniuc? Care sunt interesele Punului prin Constantin Codreanu la Chișinău și prin Sergiu Burlacu la Bălți? Dacă vorbim totuși despre un binom Plahotniuc-Dodon, ar putea să existe această bătălie deschisă între Alexandru Usatăi și Sergiu Burlacu la Bălți, iar la Chișinău între Constantin Codreanu și cine? Valeriu Munteanu, altcineva? Nu, uitați. Au fost băgați mai mulți candidați, că Silvia Radu e doar merge ca și cum independent cu gospodărie, Vania Ceban merge cu Moscova, și acum de ăștia, din cei care se declară opoziția pro-europeană, adică nu candidează mai Sandu Năstase. Acum și trebuie să fac. Trebuie să bagă vreo 10 candidați ca să o plătească pe Năstase, că să rămâi Silvica cu Ion în turul 2. Înțelegeți? Adică tăția ăștia, acolo doar mai este asta, democrația acasă și Valera Muntean. Că liberale știți cum, ei luptă cu Plahotniuc asta, odată în an când chic frunzele din copac. Dar restul tot timpul a lucrat mai mult pentru PD decât contra lui. Înțelegeți? Adică toți candidații ăștia, ei poate fi și 10 până la urmă pe centru-dreapta, când s-o înșeșoară Silvica cu copășelul și cu lopata, cu sovocul în mână, și bânturul 2, acolo e Vania Ceban, care
танк русесc și mobilizare și nu știu ce și plus banii înțelege că el e doar până la turul 2 și cariera politică este la dâns, cred că ați termine, că el a mai organizat o răspuns de referendumul din Chișinău. Ați văzut cu ce s-a terminat, înțelegeți? Și plus Dodon, că Dodon aici are cam ca Vladimir Nicolaevici. Acolo este o luptă foarte crâncenă între bătrâni și așa între Ceban. Dar asta e altă temă de discuție. Adică azi ați fi mulți candidați centru-dreapta. Deși nu-i vedeți pe stânga. Chiar doar puteți bage, vă zici partide, mă refer la Plăhătniuc, înțelegi? Dar la Bălți, tătă bătaia a să meargă pe centru stânga. De asta că acolo... Domnule Usatăi, există pe stânga, apropo, dacă e vorba despre un experiment care a reușit la Orhei și acum la Chișinău se încearcă același experiment, Ilan Șor, Partidul Șor, și-a desemnat candidatul. E vorba de Regina Apostolova, da, cunoscută pentru prezența ei în raportul Kroll. Șor a vrut să candideze personal și la Chișinău, și la Bălți, vă spun în șaltă. Eu m-a fost chemat la tablă și, adică, da, lui Plăhătniuc îi trebuie Șor, că, mă rog, Șor este, și tot nu îi exclud ca să-l bage sub tank pe el înainte de parlamentare, spui că, evident, că noi n-am interzis numai candidații lui Usatăi. Ia că i-am interzis și lui Șor să participe, adică ca să aibă. Cum au scos ei la prezidențiale din alegeri candidatul lui Șor, țineți minte la prezidențiale? Doar tot a avut Șor candidatul, doamnă doctor, nu țin minte cum îi spune. Înțelegeți? La Bălți cu doi candidați, spune doamna Jantun. La mine e o chestie care, fără care nu pot merge. În primul rând, Grigorișin cu Grițco să meargă ambii la toate întâlnirile. Primă. Doi. Ce au decis ăștia, Flăcăie? Dacă îi văd, astăzi în sondaj cifrele arată următor. 45-46 e Grigorișin, Usatăi 25-27, adică ia ca unii bătălea. Restul acolo nici 10% n-are nimeni. Adică au făcut ei mai multe sondaje. Slava Domnului, m-am uitat și eu și printre cele și prin altele. Adică dacă îi văd că Grigorișin câștigă din primul tur, doamna Jantan, îl scot pe dânsul 3 zile de alegeri. De-am cu finanțare din exterior, din interior. Da. Acum eu îi trebuie iar să ies la oameni ca în 2014 și le spun: oameni buni, votați, stricați buletinile, oare votați alt candidat, înțelegeți? Oamenii au văzut, mi-au scos în 2014, nu mi-au permis să particip la prezidențiale, că eram pe locul întâi pe țară în rating, în toate sondajele, interne, externe, în care doriți. Și acum să-l scoată iar. Și eu ies la oameni și le spun: oameni buni, iată, o avem pe Elena Grițco, partidul doar nu poate înregistra doi candidați, doar unul din partea partidului. Și Grițco putea să fie înregistrat din partea la un alt partid sau să colecteze aceste 5250 de semnători care are nevoie de să-i înregistra independent. Scos pe Grigorișin, într-o noapte Bălțu a să afle, eu a stipăresc dinainte și pleante, a să fac 100 de mii șadă pe polc, ori trebuie bine, nu. L-o scos pe Grigorișin, Bălțu în 24 de ori, ei trebuie să-l scoate joi, doamna Jantoan, înțelegeți? Adică nu poți să-l scoate sâmbătă seara, când alegerile sunt duminica 20. Și lumea să o voteze pe Grițco și Grițco să rupă Bălțu, înțelegeți? Dacă vedem, am ajuns vineri seara, e tot ok, Grițco își scoate candidatura vineri seara și rămâne un candidat pe listă, adică duminică. Ați venit test primaria, să avem, am anunțat să fie de la 50 până la 100 de oameni la fiecare secție de vot, să-i filmăm frumușel, că de-am știți care e la Bălți schema, domnul Mișă. Aiștia care șefii au iPhone-uri, Samsung-uri, aici e clar, ați fi un număr de lor de coordonator, unde să trimite pozele, adică cu votat Bălți gazul corect. Dar oamenii simpli doar n-au iPhone-uri, adică Samsung-uri, telefoane cu camere, da? Și acolo șefii cheamă de vineri, le dau buletinile de vot cu Alexandru Usatăi deja pusă ștampila, omul vine la alegeri, toți oamenii îl văd, inclusiv tăți observatoric, el a primit buletinul, a dat buletinul, s-a luat buletinul de vot. A intrat în cabină,
Лопозен în urne pe cel aștampilat cu usate Alexandru și afară iese șesta curat, îl duce la lucru, îl dă șefului să demonstreze că o îndeplinie țarțină. Vă dați seama? Adică prin asta ei vreau să obții 7-8.000 de voturi în Bălți și ar fi dacă prezența la vot e 50%, 7-8.000 de oameni, asta sunt 16%. Înțelegeți? Ideea care? Să iei usate singur vreo 30-35, 20 se dea Vladimir Gheorghiș cu Moldova Gaz, Răd Nord, Cetnor și așa mai departe, iese Igor Dodon și spune ura tovarășe, dar vă spun alte, vreau să-l scoat pe Grigoreșan, iese Dodon, țineți minte cum a ieșit cu lăcrin la ochi în 2014 când i-a scos pe noi. Я категорически осуждаю то, что сняли партию за несколько дней до выборов, и призываю всех бельчан голосовать за... Adică им о învățat atâtea din 2014 până încă. Că eu mă ating la parlamentarii, doamna Jantan, dar cu doi candidați. Eu smărg cu trei partide, două основные și unul запасной, înțelegeți? Eu înțeleg, domnul Stată, dar dumneavoastră să nu credeți că dumneavoastră le-ați dejucat. Ați ieșit cu doi candidați care, vă dați seama, dumneavoastră tehnologic vreți să-i folosiți, că o să îmbli amândoi de mânuță la toate alegeri, la toate întâlnirile. Și doi candidați care o să prezint ce spună, știți, domnilor, iată pe noi vor să ne minte și să ne scoate pe candidatul nostru înainte de alegeri, de atâta că noi îmblăm împreună și votați ori pe Iubini, ori pe domnul Grigoreșan. Asta una la mână. Doi, dumneavoastră credeți că Partidul Democrat, care vrea prin orice metode totuși să obține această, să ia orașul de la partidul nostru, să obține această victorie în favoarea partenerului său, ca să obțină Chișinău în schimb, și ei știind foarte bine jocul dumneavoastră, nu o să întreprindă nimica și nu o să bată și împotriva doamnei Grițco, știind foarte bine că în cazul în care îl scot, rămâne ea. Doamna Jantan, este foarte bine că te... dreptate, dar vă dați seama că noi trebuie, măcar cât de cât să ne apărăm. Până la urmă, eu înțeleg, poate o scoat și pe Grițco, că e șpion, că eu a fost și eu pus la Skripal, eu turnat din bancă, de boș, eu turnat o travă în Londra. Înțeleg că trebuie să vă apărați, dar oricum eu cred că există tehnologii mai inteligente decât cele care dumneavoastră acum le propuneți. Și le dați pur și simplu așa întâmplă. Ne bată să sunteți în politică mai mulți ani, doamna Jantan. Eu am venit de la Moscova, în 2004. Eu am venit și am luptat corect. Eu tot timpul le-am spus la oameni, cred că de asta și oamenii m-au primit călduros, că eu tot timpul spun ce și cred ce și vine cap. Eu n-am naționalici, politicnologi, unii în America, alții în Moscova, așa mai departe, înțeles? Eu merg, mă consult cu colegii. Da, poate este foarte rău că nu i-am, doamna Jantoan. Recunosc acest lucru. Dar la moment, știți cum eu când mă gândeam, când odată am discutat cu cineva și mi-a dat cifre de astea care le plătești placotniuc, mi-a cerut pentru campanie sau pentru un an, nu se minte, $1,5 milioane. Eu când am calculat în fotbal, în basket, în trotuare, astea zic, las așa, dar și deștepți cu trei universități din America acasă, eu $1,5 milioane să-i cheltui pe oameni în Bălți. Așa și-am făcut și mai departe a să-i sprijin, înțelegeți? Dar noi a să-i pedepsim corect. Dodon e prezident, ia că aduce bani, hai că înainte... И мы дадим ее улякал, моя мазе, Платон, Пшор, Пиплакотню, улякала Москва. Аз Дудон, are foarte mulți bani. El primește peste 2 milioane de euro lunar. Sunt bani foarte mari pentru Moldova. Are două primării câștigate în comparație cu partidul nostru. Briceniu și Ocnița din oraș. Las facă măcar un kilometru de drum, că arată la televizor, când văd stătă rău usate, lor să facă regulă. Și regulă poate să facă usate a socialiștilor, când el cu comuniști a votat și a dat în concesiune și canalizația din oraș. Deși noi și usate, fiind viceprimar atâția ani, chiacă la Bălți fură 10 milioane de lei din piață. Nu a făcut nici atunci și am las facă. Lăsați-i pe ăștia cesnui. Uitați-o la dâns și uite la dâns și le sticlesc. Nu mă schimbă, cursul la schimbă valutar, înțelegi? Oamenii, ați vrei, doamna Jontan, ați ne susi, nu? Lasă meargă cu Dodon, cu biserică. Amu cu Sașa Usat, l-a strâns pe Marchel din două părți, îl duceau la slujbă la biserică. Mă gândim, cu oare moare, doamn ferește, episcopul Marchel, ori vreau să-l înainteze de-a pe dânsul. Vreau să vă întreb, domnule Usat, apropo despre această apropiere și tot ce știți cu Dodon și Marchel. Nu credeți că în această campanie, mai ales la Nord, se va pune un accent foarte mare pe manipularea prin biserică, așa cum a fost și la alegerile prezidențiale? Nu că nu se va pune, dar cum se va pune? Dodon, voi vă vedeți, dacă îl vedeți amu pe Dodon, el amu săracul, nu l-a luat ăștia în avion,
Este Nichiforciu, Cavcaliuc, Țoțu, cu dânșdu pe foc Harric, înțelegi? Dar Dodonamu, el... Și ce face el în biserici? Ei doar prinesc sondajul. Ia că acum pe Bălți, deși doamna Jantoana a spus că usatei acum din Bălți al lui Dodon saxează probleme sociale. Eu am făcut sondajul, încă unii scrie clar. Trebuie să măgem pensionarii, deoarece ăștia care mai înțeleg ceva ăștia cu usate, acolo nu putem rupi nică. Trebuie să măgem babile și moșnezii. Asta și ei s-au pornit și eu să mai pot să prezint din sondajele astea de ei făcute, nu de, de mine. De pe Sereme și mai departe. Ia că cum judică. Dacă văd că oamenii cred în biserică 70%, apoi ei nu că pe Marchela să-l iei în doi. Ei poate să meargă și să duc secriul cu Sfânta Matrona, înțelegeți? Că gata, Dodonă e asta ea, înțelegeți? Pur și simplu, când îl văd așa tare cu biserica, Ștefan cel Mare a mus trezească, apoi din Dodon face ăsta, pateu de curcan, înțelegeți? Că ăsta, ești cel mai tare cu biserica, 300 de ani a luptat cu turcii, e bani de la ei. N-am nimic împotriva guvernului. Dar ăștia sunt de acord cu Voronin, înțelegeți? Aș vrea să întreb și pe doamna Jantoan. Noi după alegerile prezidențiale am vorbit foarte mult despre... Și apropo, dacă nu mă înșel, și Curtea Constituțională la un moment dat a vorbit și s-a expus inclusiv pe acest aspect cu implicarea bisericii. Bisericii, da. Acum, în cazul în care vom avea din nou aceleași practici, ar trebui să așteptăm cineva să se autosesizeze sau se va merge pe aceeași tăcere pe care o vedem cu diferite ocazii? Eu cred că chiar și dacă se va autosesiza cineva sau va sesiza cecul, oricum nu va fi nicio reacție. Alegerile acum la primărie Chișinău și Bălți, am vorbit și la dumneavoastră de misiune, sunt repetiția generală a alegerilor parlamentare din toamnă. Iată de ce nu vor fi niciun fel de reguli, se va merge, cum se zice așa, cu tancul peste toate legile, peste toate regulile, peste toate principiile și oricum bătălia se va da foarte feroce pentru Bălți, încă o dată spun, pentru că, într-adevăr, Bălțul foarte mult contează în alegerile parlamentare, pentru că Nordul Moldovei, de fapt, foarte mult se ghidează de rezultatele Bălțului, adică de alegerile Bălți. Cum votează Bălțul, așa de fapt se votează mai departe pe Nordul Moldovei și asta chiar este foarte clar chiar și pe exemplu partidului nostru. Dacă știți, dacă vă amintiți când comuniștii luau Bălțul în totalitate, mai departe era foarte ușor să câștigi alte primării, cum ar fi Drochia, Rășcaniu, Glodeniu, mai departe Edeni, Zbriceni și ajungând până la Ocneța. Partidul nostru a demonstrat această tradiție tăcită și într-adevăr luând primăria Bălți, mai departe a fost foarte, adică ușor. Noi le-am luat în aceeași zi plus Costea Botar ne-a mințit în Edeni, candidatul nostru în Edeni s-a pierdut cu un vot. Cu un vot, da. Atunci avea să câștige. Avea să câștige și candidatul. Da, candidatura la Nord, chiar la Edeni s-a mers cu încălcări foarte grave și nici nu se știe dacă într-adevăr era diferența de un vot. Nu, dar nu ne-au dat voie să renumărăm voturile. Atunci așa am înțeles. Dar eu zic că am văzut cu mașina lui Costea Botar în fiecare zi la Edeni, sau care renumărare. Costea le-a numărat dinainte, înțeles? Da. Asta e situația. Altceva, dacă, de exemplu, într-adevăr vor merge, toate posibilitățile vor încerca care vor putea fi, vor merge și tehnologiile negre, pe care PR-ul negru, așa numitul, eu țin minte atunci, chiar și în alegerile parlamentare din 2009-2010 s-a folosit foarte intens, mai ales atunci de Partidul Comuniștilor care erau la guvernare, PR-ul negru, mai ales vorbesc despre Bălți, și eu cred că partidul nostru trebuie să fie gata pentru asta, chiar și dacă vor să meargă, cum zice rusul, să открытым забралом, oricum trebuie să țină cont și de aceste mărânțușuri, cum îi se pare acum domnului Usate, dar detaliile acestea contează. Și ceea ce folosirea lui Marchel, vreau să vă spun că nu vreau să rănesc, spun așa, sentimentele religioase a mai multor bălțeni sau celor din prejurile
Belțului, dar nu este nici Belțul, nici Nordul Moldovei atât de evlavios ca, de exemplu, să folosească foarte intensiv acest instrument cum este biserica și... Dar ați văzut în cazul alegerilor prezidențiale s-a mers... Doamna Jantan, dar este o problemă. Când secretara lui Dodon și Dodon personal bombardează biserica din Bălți, să-i dăie cuvântul lui Sașa Usatăi la slujbă să vorbească o oră la biserica Sfântul Nicolae, la Constantin și Leana și mai departe. Vă dați seama? Mie când am avut și eu așa propunere în 2015, din partea un preot, domnul Usatăi, dar vreți spune și eu, zic, Doamne ferești, cum să ies eu la altar în biserică și le povestesc la oameni, chiar că eu aș bun, așa la sreu, mai gine îmi pun un capșor. Spuneți-mi în detalii, când s-a întâmplat acest lucru? Acum săptămână urmă, Dodon a fost de două ori într-o săptămână la Bălți și Dodon bătea cu pumnul masc, Sașa Usatăi să ias cu, adică după ce face preot slujba, să iasă la două biserici Sașa Usatăi și Usatăi s-a dus și de în primul rând aștepta cam așa să-i dea cuvântul, de el doar s-a dus, ei doar tăți să înflați, dați cu lac, cu galt, cu roșu, încolo în faci, ia-ți măi omule un sfiter și duci și ăsta tu cu tăți oameni în rând, adică gata, l-a pregătit marvedul și nu l-a chemat, nu i-a dat preot, dar pentru preot e o problemă, nu vă dați seama cum schimbi tu să-i spui oameni buni, Hristos a înviat și sănătoși, de aia mă ascultați-l pe ăsta, până mă m-ați ascultat pe mine. Aș vrea să mai discutăm despre candidații de la Chișinău, domnule Usatăi, dar ne-ați trimis niște imagini video. Da, aș vrea să ne spuneți, avem o pauză, vreau să anunț telespectatorii că o să prelungim emisiunea. Dar înainte de a prelungi emisiunea, o să avem și o scurtă pauză de publicitate. Aș vrea ca domnul Usatăi să ne spună doar despre ce este vorba și revenim după cu mai multe detalii și cu imaginile video după ce ieșim din publicitate. Eu vreau să demonstrez acest lucru tac de mai mult timp și m-am ocupat de această situație, pot să vă spun, de ultimii 2 ani de zile. Și acum nu mai pot tăcea de orice caz când spune deja viața oamenilor în pericol, da? Viața cetățenilor a Moldovei în pericol. Doar despre ce este vorba, subiectul acestor... Ce ne face subiectul acestor imagini video, după care revenim cu video, după ce revenim din publicitate? Apoi am început să vă spun că este, s-a ajuns la o situație groaznică pentru mine, da? Ca pentru om normal. Când deja unul vrea să-și crească ratingul de președinte al țării, vorbesc despre Dodon, și a doilea să-și crească Partidul Democrat, ținând ostatici niște oameni care stau în groapă, stau în bătaie de joc, stau 2 ani, au uitat de ei și majoritatea mass-mediei din Moldova, și rudele, și dvai de capul lor acolo. Când eram gata, eu am ajuns la un final, acești oameni să fie liberați fără nicio condiție, înțelegeți? Tot era gata, astăzi eu nu pot să duc până la urmă să eliberez acești oameni din cauza găsesc înregistrarea cu Dodon. O declarat el prin octombrie, noiembrie, că el ca președintele lucrează și parteneri de-a lui și de grabă oamenii să fie acasă. Merge vorba de doi piloți, cetățenii Republicii Moldova, care lucrau, aveau compania lor, Valana SS, avea contract cu ONU. Când a fost acest elicopter doborât în Afganistan, unde un pilot a fost adus mort acasă și ăștia doi stau în bătaie de joc. Eu nu mă știu cum am ajuns inclusiv în Afganistan și la ei și la alții, ca cineva să aflu că nu că vor să-ți facă PR politic, dar pe lângă asta în coleac se finanțează și teroriști. Despre ce am informat înainte de sărbătorile de iarnă? O să ne spuneți mai multe detalii, toate detaliile după o scurtă pauză de publicitate, chiar trebuie să ieșim acum. Revenim cu declarații de ultimă oră în exclusivitate aici la Jurnal. După o scurtă pauză de publicitate, stați aproape. Ты живешь в Молдове, и у тебя возникало ощущение, что тебя дискриминируют по одному из признаков защищенных.
Le-am primit de la președintele partidului, partidul nostru, Renato Usatăi. O să le punem pe post imediat. După care, domnul Renato Usatăi o să ne arate mai multe detalii. Aș vrea, domnule Usatăi, să ne spuneți doar în câteva propoziții despre acest caz, un caz foarte tragic, despre care autoritățile de Republica Moldova înțeleg că tac, preferă să tacă. Este vorba despre moldoveni care au fost implicați într-o misiune ONU în Afganistan și misiune care a fost deci supusă unui atac din partea talibanilor, iar în consecință unul dintre moldoveni a murit, iar mulți alții, doi dintre moldoveni, erau trei, au fost luați ostatici, iar până acum nu se cunoaște soarta acestora. Domnule Usatăi, foarte scurt, ca să urmărim după și imaginele video. Deci, când autoritățile moldovenești s-au adresat și la autoritățile din România și din Statele Unite și din Federația Rusă ca să-i ajute să găsească acești oameni, atunci m-am implicat și eu, am publicat și o poză de la ambasada Afganistanului, după asta mi-au fost recomandări, mi-au explicat, păi, talibanii cu afganești, asta cum e la voi în Moldova, deci așa spuneau cei de la ambasada afganeză, din Moscova. Este același lucru ca Republica Moldova și Transnistria, aceiași oameni, aceiași limbă, mă rog, dar asta e situația. Când au fost mai multe tentative de a fi eliberați acești ostatici, erau circa 20 de persoane, teroriștii au început să omoare câte 3-4 persoane la fiecare tentativă de a fi eliberați acești ostatici și le spuneau, dacă nu terminați cu operațiunea militară, noi le tăiem gâturile la toți. Până la urmă au rămas... Ce urmează să vedem în aceste imagini? Ce urmează să vedem în imaginele pe care le pune imediat pe post? În aceste imagini sunt unele din arhiva mea personală, deoarece în luna septembrie, deci am făcut tot posibil ca să eliberez acești oameni în timp de 2 ani, am folosit mai mulți intermediari, consultanți, nu mai eu știu, dar e altă temă, ca până la urmă să le stabilesc locul în septembrie 2017. Am înțeles că o grupare de teroriști a omorât altă grupare și pe moldovenii noștri i-au luat ca bacșiș, ca cadou și i-au luat lor în ostatici și încercau să-i vândă. Am înțeles că s-au ajuns la autoritățile din Moldova cifra de 2 milioane de dolari. Adică câte 1 milion pentru fiecare. Au început târgul de la 5 milioane. Și am înțeles că unul trebuie să-l cumpere, să-l elibereze Igor Nicolae Dodon cu 1 milion și pe altul așa de la guvernare. Eu chestia asta m-a șocat atât de mult. Băi, hai că eu înțeleg. Unul vrea prim-ministrul de la PD. Este și să menții ratingul. Am contactat autoritățile din mai multe state și le spun, oameni buni, dar de când noi susținem teroriștii cu 2 milioane de dolari, câte aruncători de grenade ați fi cumpărat și câte alte elicoptere de la ONU ați fi date jos. Eu propun să urmărim acum imaginile. Da, dar oamenii, ca să înțeleg despre. După asta am ajuns eu la ei. A apărut un video care știu că la ușa autoritățile din moldovenești, care o să fie primul din cele care oamenii acum, telespectatori, să o privească. După asta, ca să înțeleg că ei discută doar cu mine, le-am dat niște întrebări, o să vedeți acum, ca să înțeleg că acest video nu este pentru tot globul pământesc, dar este pentru mine, cu întrebări clare, cum îl cheamă pe ginerile la 1, cum, la ce școală de pilot a învățat a doilea băiat. Haideți să privească toată lumea aceste video și după asta eu să explic ca să fie mai ușor, că așa e complicat. Astea le-am aruncat unele din cele care le-am. Am înțeles. Doamnelor și domnilor, urmărim chiar acum imagini în exclusivitate, după care le vom și comenta. Aceste imagini nu sunt editate, au fost compilate din trei părți. Nu știm foarte multe despre conținutul lor. Înțeleg că este foarte interesant. Stați aproape și să le urmărim împreună, după care le comentăm. Aici mi se spune că nu credeți că sunt în viață. Sunt în ei părinți. Iubirea mea familie. Sunt în viață, trăiesc. Și până când mă țin tare, sunt bine. Deci pot să vă dau un indiciu că sunt eu. Este data de 19 iulie 2015. O dată prea fericită pentru mine când am devenit
Я când am fost cu 2 ani și aproape 2 ani de când stau închis. A trecut și mult timp de când nu ne-am văzut. Nu ne-am văzut, însă cu mintea, cu gândul, sunt la voi scumpi mei. Și vă rog, dacă se poate, să filmați, Tăniușa Puișor, te rog să filmezi pe mănică, pe tătică mea, să filmezi pe a noastră scumpă iubită de încuță, să filmezi și pe tine, că mi-e dor de voi de toți. Și poate cumva acest filmuleț pe care voi îl veți face va ajunge și la mine și voi vedea și eu. Vă voi vedea și mă rog ca să fie bine, mă rog ca să fiu și eu eliberat în viață, împreună cu Dea Mișa, cu care îmi fac acest necaz. Să ne întoarcem cu bine acasă, la voi, la tine, iubita mea, scumpa mea, ții și la noastră, odăraș, la voi, dragii mei, părinți. Vă iubesc din suflet, v-am în inimă, în sufletul meu, în mintea mea, și așa vă fi mereu cât vă mai bate în inimă. Aici îmi spune că nu credeți că sunt în viață, până când sunt în viață, sănătos și mă țin. Vorbim nu doar și de voi, dar prin rugăciune este eu, mă rog, și simt că sugheți și voi, mă simțiți că sunt în viață și mă rog pentru voi, toată familia. Dacă de că eu sunt în viață, vă spun și data, dacă să știți că eu sunt aici, asta, data noastră de căsătorie, 1 noiembrie. Mă rog, dacă pies tot așa, Alexandra sau Adișa și nu știu ce are pepiță sau băiețel, mă rog și eu pentru dânșă, dar puteți să filmați măcar în filmele, să vă văd măcar că e doar tare de voi. Dar prin rugăciune este și sughiță, iată, eu sunt că și voi știți că eu sunt viață și mă rog. Pentru toți aceia ca să vii mă rădeți la aceia când e cineva asta, te ajute să ieșim din leotez vieță și chinul vieță. Compania pentru care activez se cheamă Valan ICC. În această companie eu dețin funcția de copilot pe elicopterul Mi-8. Adresa companiei și datele de contact ale companiei la momentul dat nu le mai țin minte. Au trecut totuși aproape 2 ani de când am fost dobărât și capturat. Pentru cei care se vor uita la acest video și care vor lua decizii în privința noastră, din suflet vă rog, vă implor, ajutați-mă. Compania noastră care colaborează este Valan ICC. Sunt lucrez în funcție de inginer de bord și numele telefonului de contact de acest companie, nu menținem minte, dar 2 ani de zile stăm în cheșă și slujește în minte toți ce s-au petrecut, toate greutățile este care noi scurte am aici. Care învede acest firmăleț video, zic că încă mai suntem în viață. Suportăm chinurile astea și greutățile astea care avem noi aici față. Și dacă puteți și ne țin parte așa, că să ne ajute să scăpăm de greutăți și chinurile astea. Nu credeți că tare bine aș să suntem aici. Tot e greu, voi închiși, fără firese, fără nică, nu vedem nici soarele, nici nică. Vă rog, ajutați cine poate să scoate de aici cât mai repede. Bună seara, Mihai! Bună seara, Leonel! Eu cred că voi mă cunoașteți. Am anumite întrebări și ce ține de eliberarea voastră. Sper că în scurt timp să ne vedem, să vă vedeți și voi familiile, să ajungeți cu bine acasă. Prima, în următorul video vă rog frumos să spuneți încă o dată numele și familia, și anume să menționați ziua, luna și anul, ca să înțeleg eu când a fost filmată și ca să înțeleg sunteți ok. Numărul 2, Mihai, să răspundeți, vă rog, la întrebarea cum îl cheamă pe ginerile dumneavoastră, și Leonel să spuie în ce oraș a studiat
Шафакут Студили, Пентру Адивини, пилот. Ценец во боец, факт от чести. Посибил, Касажунджи с Марепиде, Акаса, спер конкуренции не видим. Фицтар. Тут два фиоки. Бунасяга, думали, Рената Усатой. Ну, бушка, дупа, бренди зили, на то, что уду в очередь, приняшку в очередь, лучше взять для кассы. Ну, на Илёве, если буду, я на Илёве. Ну, сейчас интервью, если фильмат, он дата де аз должен до декабря, до ми, шапс, видите. La a doua întrebare, vă comun vă răspund că am studiat pentru a deveni pilot în orașul Brașov, din România. Vă mulțumesc, domnule Renato, pentru sprijinul și suportul acordat. Sper și eu că în curând să ne vedem cu toții cu bine. Bună seara, sau bună ziua. Mă bucur și eu că aud o voce moldovenească. Sunt și glas că ne auzi și de acasă pe noi și ne știu despre noi. Încesc eu, mă numesc Crihan Mihail. Filmat 22 decembrie 2017. Ginerele meu Александру, я Александру. Генерале мио, я Александру. Vă amintim, doamnelor și domnilor, că ceea ce am urmărit sunt imaginile cu doi din ostaticii moldoveni, piloți moldoveni, care au fost antrenați într-o misiune ONU în Afganistan, atunci când a fost avionul în care se aflau, elicopterul, ca să fiu exact, în data de 25 noiembrie 2015, atacat de talibani. La acel moment, unul dintre piloții moldoveni, ei erau trei la număr, a fost omorât. Doi dintre ei, care sunt ostatici și astăzi, i-ați putut vedea, ultima înregistrare video, din câte înțeleg, a fost efectuată pe data de 22 decembrie 2017, la finele anului trecut. Aș vrea să îl întreb pe domnul Usatăi, ce am văzut în imagini? Sunt imagini veridice? Cum garantați că aceste imagini sunt veridice? Cum ați primit aceste imagini și cum ați contactat cu ostaticii din Afganistan, în primul rând? Iar pentru telespectatori, în cazul în care rudele își văd apropiații în aceste imagini, aș vrea să încercăm să ne sune la numărul de telefon 022-101-121, o să-l afișăm imediat și pe ecran, pentru ca să ne confirme identitatea, eventual să cunoaștem dacă au reușit să, sau nu până acum,
să știe ce se întâmplă cu ei. Reamintim că este vorba despre o perioadă de 2 ani când nu se știa și nu se cunoaște nimic despre acest caz. Domnule Usate, să ne spuneți mai multe detalii despre aceste filmulețe. Prima, eu nu voi putea să dau foarte multe detalii și ține de securitatea a cetățenilor noștri care se află acolo. Pe mine mă doare altceva. Imediat după sărbătorile de Revelion, eu eram gata să plec. Deci am ajuns la anumite condiții. Localitatea unde se află acești cetățeni ai noștri este o localitate care se află la vreo 500 de kilometri din orașul Kabul. Eu astăzi, neavând nicio problemă cu Interpol, adică mi-am cumpărat bilet de avion Moscova-Kabul, ca din Kabul să ajung la ei, ca să iau pe oameni. Dar a apărut o problemă. Ca să ajung eu din Kabul în localitatea unde se află ostacii, trebuie să dau încă de 10 grupări de genul de asta care îi ține pe ei noștri. Înțelegeți? Am început să-i convin ca să fie aduși în orașul Mozari Sharif, care este în apropiere de orașul Termez în Uzbekistan, adică 60 de kilometri, traseu controlat de guvern, de oficiali, adică un traseu securizat, să spunem, da? Ăștia au început să pui condiții. Băi, domnule, dacă noi vă aducem la Mozari Sharif, să ridică după asta două elicoptere și pe noi pe toți ne doboară. Haideți, aduceți-ne o persoană în gaj. Până la urmă, am chemat, am discutat cu părinții, am mai discutat cu cineva din prieteni. Era o persoană din Chișinău care a fost de acord să meargă să fie acest gaj pe 3-4 zile. Adică, până la urmă m-am gândit, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu omul, pe urmă și azi răspund la soții, la copii și am acceptat să fiu eu cel care, adică mă schimb eu pe ei. În Mozari Sharif, orașul la frontieră cu Uzbekistan. Și fac flăcăie noștri de la Chișinău. Ei doar tot luptă, cu sate, bandit, în coloncoașe, 30 de omoruri, dosare. Ei pe mine mă bagă în căutare. Inclusiv este așa o căutare, se numește Всесоюзный розыск. Adică este Interpolul, unde eu astăzi sunt blocat, adică pot circula tot ok. Dar Всесоюзный розыск între toate membrii CSI, adică Ucraina, Belarusia, inclusiv Tajikistan și Uzbekistan. Eu le transmit, cu oameni buni, am transmis și la unele ambasade din Chișinău, înainte de vacanța de Crăciun. Lasă-mi deschide frontiera pentru 2 săptămâni. Eu scot oamenii, după asta înapoi mă bag în căutare, plus în gata să nu o fac public, chestia asta. Ce nu mă haide să o scoate. Ați comunicat și cu autoritățile de la Chișinău? Cu din servicii de la Chișinău, sigur, că ei au rămas șocați, dacă ei un an de zile nu-i puteau găsi și pe urmă ei, cum spun, prin, spus. Prin colegii din Franța au aflat că este Usate care ia cămâni pe mâini trebuie să da. Iei. Ce adică v-au spus autoritățile? Cine anume ați contactat? Cine anume ați contactat și dacă s-au interesat de aceea? Vreau să dau un nume, ascultați. Asta, deci, era o operațiune specială, bine gândită, bine planificată. Dacă am ajuns eu la faptul că să merg eu să facem schimb, adică talibanii dau pe ei noștri, a acceptat doi jurnaliști din Chișinău să meargă cu mine la această întâlnire, că Doamne ferește, dacă nu mă întorc, măcar cineva să știe că nu mă ușesc mafia rusească, cum a spui public așa, cineva să știe că eu trebuia să merg cu talibanii pentru 3-4 zile și cum ei spuneau, mă eliberează. Dar era gata și operațiunea dacă ei mint, și înțelegem că se mintă la 90%, cum deja să scăp și eu de acolo. Adică tot era pe nota 10. Am o flăcăie noștri, s-o băgat în colo, o propus câte $1,000,000 pentru fiecare om. Dar și când au auzit de $2,000,000, vă dați seama, pentru ce vorbesc cu Usate, dar chiar că sunt unui președinte și altui, nu știu cine, și propun $2,000,000 și să-i dăm noi la Usate, practic, pe degeaba. Nu merge varianta. Ăștia încep să mă blocheze, dar cel mai strașnic lucru, cel mai groaznic lucru, ei acum vreau să-i ții până la parlamentare, să-i aducă înainte de alegeri să-și ridice ratingul. Apa asta nu-i politică, oameni buni. Eu sunt gata să plec din politică, să-mi cer iertare de la țară. Dar să ții tu oamenii ăștia, numai eu știu, prin ce am trecut, unde am fost, câte țări am vizitat ca să ajung acolo. Că dacă vă dați seama, ICATE și serviciile speciale din România, și americani, și moldovenii, da, eu găsesc
усатый кумзывик кила публика примар фугар дебел шинуш че он залезет что видео ла коря порут ел к приму видео ла уж сервичили дела кишинов шьё касенцеле контрадивер ну и убрё Ади как контрадивер, у амени дискуты кумини, что контрадивер ее меркший. Вот, все распундало нечто интервер, кто дур куно здесь приедет тоту. Я старший ям спус, домну Михайсен спуй, кумал кяма пиджинер лилой, собазутым видео. Шелионел сен спуй, у ням вацат ди пилот, кто дур штем к баетом вацат эмбрашов петру адивини пилот. Ам ворбит ку авторитет сели румыни. Бэй, ну и ну не импликэм, к ее магням, когда к Леонел ам вацат ди пилот ла Букурешти, че таца румынцык. Да каношты, аш авто лежерь, что искать наинти для лежерь, сликищи уамни и женуньки на аэропорт, что тети дзэч телевизионь карелявы колындойсы и босяска, что спык, бэ, яка уйтацва, лас, яка, щинар, дзэч, да, яка ускапа. Вы, ну, вафа сейчас не бунь. А факу напел директ. Этре Додон, Филипп, ласэм лау партии, партийку. Эй, Уаря душецы в амня касы, штерминацку пиару на эти депарламентари. Уарь скотецем один каутари на Узбекистан, ши Таджикистану не мас богат, тряба мей, кую, ю бяца мей пуны перекул, но лора шмадук ел. Да, кача вас антемплап, зантемпл кумини, но зантемпл куденши. Да кум синем, но и уамня, да так ему та лезерли полна примавары до мину успредачи. А плац шада молдвень, а колу кейлор ли трибуэска на эти де лезер. А с вас уамен санаторш, Da, ce ați înțeles de la autoritățile din Republica Moldova? Adică, să ne facem o închipuire. Aș vrea să intervină și doamna Jantuan. Noi, în general, nu am prea cunoscut foarte multe detalii. După o perioadă, despre cei doi ostați și ce s-a întâmplat cu ei, vedem acum primele imagini, după o perioadă de peste un an și jumătate. Doi ani și patru luni. Și da. Înțelegem că despre aceste lucruri autoritățile preferă să nu vorbească. Noi oricum nu. Așteptăm încă nu, să, ei vorbesc, să ne confirme eventual. Nu, ei vorbesc, dar în noiembrie, acum patru luni în urmă. Eu ca președinte lucrez, guvernul și ISO lucrează pe o parte, eu lucrez pe canalele mele separat, oamenii sunt de grabă acasă. Băi, apoi aduceți-i. Ori lăsați-mă în pace să mă duc eu. Cum i-am găsit așa, eu îi aduc pe oameni acasă, îi așteaptă, copchii, nepoți, rudi și așa mai departe, înțelegeți? Eu am tăcut despre asta 2 ani, pur și simplu, eu am lăsat acolo, să-i spunem așa, un testament video, că mă gândim, dacă Doamne ferește, nu mă întorc, ca știbă pe următăță adevărul și l-are o persoană apropiată care trebuie să le publice cu toate astea și multele alte care le am, dar nu se mai poate. Vă dați seama, e cu lăcrimi la ochi, spun că îi țin în beci, fără geamuri, nu văd soarele. Ei când au auzit vorba moldovnească, Doamne ferește să face acolo, de-am am aflat eu pe urmă, înțelegeți? Oamenii vor acasă, în fiecare zi, de pe data de 22 decembrie, așteaptă când vine Renat să iei. Dar Renat nu vine, că Plahotniuc cu Cavcaliuc și cu nu știu cine m-a băgat în căutare în CSI și eu nu pot ajunge la dânsă. Că eu le-am spus la cuiva din autorități, vorbesc din servicii, n-am vorbit cu policieni pe tema asta. Zic, băi, spuneți-i lui Pârloc, chiar am că Pârloc șef la SIS. Și zic, băi, eu las la o parte Interpolul ăsta, scoteți-mă din Uzbekistan, din CSI, pe o săptămână, două, pe urmă băgați-mă înapoi în căutare. Care-i problema, băieți? Care-i problema? Nu, ei am o băgați, nu-i scoată usată, îți dă el la teroriști 2 milioane de dolari. Și așa îți cumpere 120 de, dar nu 120, 2 milioane, eu nu știu cât costă, dar îmi dau seama că sute de aruncători de granate. Păi aplaps mai dă-i 50 de elicoptere jos, înțelegeți? De atâta că ăștia își fac PR înainte de parlamentare. Pis oameni normal, n-a să aducă oameni acasă, că eu mai am acolo și am, eu pur și simplu, domnul Mișel, eu am ajuns la situația când eu astăzi, eram gata cu gentuța după Crăciun să mă pornesc încolo, dar eu înțeleg, pe lângă toate dosarele care le-am desenate la Chișinău, dacă eu merg ilegal, plec din Federația Rusă și trec prin Uzbekistan, apoi eu pe urmă prinesc dosar penal legal pentru ilegală trecerea frontierii, actii pe alt nume și mai departe. Pentru mult timp autoritățile noastre Republicii Moldova nu știau unde se află acești
niște oameni. Eu știu că vreo câțiva ani în urmă erau discuțiile, s-a vorbit că acest avion a căzut, dar nu știa unde se află. Cum au aflat autoritățile Republicii Moldova despre acești oameni? Doamna Jantuan, domnule Usatăi, noi am decis să prelungim această emisiune, dar o să avem nevoie de o scurtă pauză de publicitate, foarte scurtă. Revenim cu discuții mai departe despre acest subiect foarte intrigant și foarte interesant în câteva clipe. Stați aproape. Locuiești în Moldova și deseori ai avut sentimentul că ești discriminat după unul din criteriile protejate de lege. Bună seara! Bună seara! Vă rog să vă prezentați! Bună seara! Sunt de la Sângeriei,
l-am recunoscut pe Mișa Crigan, cum îl numeam, că el a fost elev la școala, la liceul Olimp, acum în Sângerei. Și l-am recunoscut, bineînțeles, că e schimbat. E mai slab, e... Dumneavoastră schimbat. Sunteți rudă, sunteți verișoară sau o cunoașteți? Sunt soția lui, e verișoară cu mine. Cum îi spune, doamnă? E Vera Grijdieru. O să vă rog dacă e posibil să o contactați pe doamna Vera Crigan. Nu pot să contactez de dumneavoastră la Chișinău și eu nu cunosc. Nu cunosc telefonul. Dar îmi pare că de ea, îmi pare că chiar e plecat în Anglia la fică, că trebuie să nască fică, îmi pare. Dacă aveți alte rude și poate aveți contactele altor rude... O să încerc. Vă rog să le contactați chiar acum și să-i rugați să ne sune la numărul de telefon la care, cu care... Dar aș vrea să ne spuneți mai multe detalii. Ce cunoașteți? Dacă rudele domnului Crigan au cunoscut până amuia, au consideră morți sau încă speră ce se întâmplă? Dacă știți mai multe detalii toți din familia Crigan? Toți sperau că el este viu. Nu se știa precis, dar sperau că el este viu. Dar nu știam de soarta lui. Bun, eu acum o să încerc să fac contact cu careva mai aproape de dânsul, bun? În ce an, dacă dumneavoastră cunoașteți anul de naștere a domnului Crigan? Nu pot să vă spun, nu cunosc. Noi am avut mulți elevi, nu cunosc. Precis nu cunosc. Am înțeles, așteptăm apelul cu mai multe detalii eventual, dacă ne puteți da numerele de contact ale rudelor mai apropiate ale domnului Crigan. Eu o să mă interesez, o sun la dâns acum imediat la sora soției lui. Ok, am înțeles. La o soră de-a soției o să sun. Vă mulțumesc foarte mult. Sper că înțelegeți cât de important este acum. Vă mulțumesc și eu, o seară bună. Vă rog, domnule Osadă. Nu vă supărați, dar noi nu cu asta ne rudele ați vă găsați pe dumneavoastră. Mie nu mă interesează altceva. Eu vreau să dai explicații, serioase explicații. E și acest aspect, domnule Osadă, important, pentru că rudele nu cunosc și nu au cunoscut nimic timp de 2 ani despre... Da, nu, ei ați bucuri cu oamenii slavă la Domnului. Problema e alta. Noi acum trebuie să cerem societatea civilă. Lasă, uite de usate, gata, eu nu. Dacă deci că anoștri război numai depozit harbuja și mă duc eu. Problema e nu trebuie să ții oamenii până să pregătească ei de parlamentare și să decidă data alegerilor. Eu de asta am ieșit asta. Discutăm eu nu eram pregătit. Eu discutăm. Este important și acest aspect. În Chișinău. Eu automat domnul Osate, este important și acest aspect. Poate, dar trebuie să le punem cap la cap pentru că vorbim și despre niște imagini pe care le avem în exclusivitate și trebuie să-i punem în legătură inclusiv cu persoanele cele mai apropiate pe care le au acești doi oameni. Poate au și ei. Acum înțeleg că vorbim cu fratele mai mare al domnului Crigan. Bună seara! Bună seara, domnul Mișă! Vă rog să vă prezentați! Pe mine mai numesc Vasile Crigan, fratele cel mai mare al lui Mihai. Ne-am născut de 26-21 decembrie. 21 decembrie. Da, vă aud. Vă rog să ne spuneți mai multe detalii. Și eu e ca... Mai direct și detalii vă spun. Iar că acum, peste 2 ani zile, îl vedeam în fața noastră. Îl recunoașteți? S-a schimbat mult? Recunoștem. Cum? Recunoștem. Vă mulțumesc frumos de jurnalte vreți din partea domnului statei. Doamna, să ne vedem cu domnul statei și mai stăm de vorbă cu dumnealor. Din partea noastră, din Moldova, n-au nevoie de aceste persoane. Puteți să ne spuneți mai multe detalii? Ce face soția? Unde este acum? Soția, dacă putem să luăm legătura cu ea? Ca pe ciocotare la fica, la față. Nu știu, îl văd, dar rudele, văd că o sunat, îl vedeam. Iaca. De cât timp? Deci, eu înțeleg că domnul Crigan era pilot și era deseori în misiuni. Eu am stat la Kiev. El era inginer de bord și da, domnul Ionel Burian era copilot. Domnul Sate, vă vedeți dumneavoastră.
Vă rog să ne spuneți, dumneavoastră, ați văzut fratele mai mic? Da, da, el e mai mic. Eu sunt cea mai mare soră și el e cel mai mic. El e 65, soră 63 și eu de 61. Deci aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră nu l-ați văzut de 2 ani sau mai mult, pentru că era, înțeleg, plecat în misiune de mai mult de 2 ani, pentru că e dumnealui la Chișinău. El e mai mult de 2 ani. Iată acum noi îl vedem. Dacă e tăi frate, cel mai mic. Am înțeles. Dumneavoastră ați contactat cu autoritățile din Republica Moldova? Când o ultima oară ați vorbit? Când v-ați adresat? Eu zic că tatăl de treabă și nu avem nevoie că ei și tot merge la dumnealor. Firma, unde lucra firma, ei contactează. Ați vorbit doar cu firma, nu ați mers pe la autorități? N-am vorbit nimic. Prostă soția lui. Soția lui a vorbit cu firma și eu zic că n-avem ce vorbi, că ei acolo tot să reșească ei tot. Rezolvă toate întrebările. Da, așteaptă alegerile parlamentare. Am înțeles. Da, dar iată cum spune domnul Vosată. Foarte bine. Am înțeles. Domnule Vasile, aș vrea să vă rog să rămâneți pe fir. O să discutați cu regia pentru ca să putem să vă contactăm la un număr de telefon și eventual să discutăm eventual cum am putea să vă ajutăm, să-i puneți în legătură, eventual vedem și reacțiile autorităților ulterior și să luăm și legătura cu cele mai apropiate rude, cu soția dânsului. Vă rog să rămâneți pe fir pentru ca să discutați cu colegii mei din regie. Domnule Usată, acum despre cealaltă parte a problemei, autoritățile. Și aș vrea și doamna Jean-Antoine să se includă eventual să comentăm. Iată. N-ați spus corect. Orașul Mazar-i-Sharif era orașul care este aproape de frontiera cu Uzbekistanul, unde trebuia să mi-i dea mie și eu rămân cagaj în locul oamenilor. Dar ei sunt la vreo 300, am spus că localitatea e la 500 de kilometri din Kabul și la vreo 300 de Mazar-i-Sharif. Pur și simplu, talibanii nu vor să vină în Mazar-i-Sharif, că este zona controlată de oficiali. Înțelegeți? Este bază germană acolo, sunt americani și așa mai departe. Și ăștia nu vreau eu. Dar eu nu mă pot merge acolo, că eu n-am să ajung până la dâși. Eu pot să iau, dacă mă duc la locul unde ei, pot să dau încă peste 10 echipe de teroriști. Chei între dânși luptă. Ei luptă Egilul cu Taliban. Acum, dacă mă puneți, vă dau examenul la geografie pe Afganistan, a pot de amândoi ani de zile am mai urât la cap, pot să vă scriu șteză de doctor, înțeles? Eu mă învățam, Doamne perește, rămân acolo, știu cum să ies dacă aici am amint, înțelegeți? Că aici nu merge cu dânși. Cu cântatul, cu vorbitul. Aș vrea să o întreb și pe doamna Jean-Antoine. Noi avem acum, după aceste imagini, avem deja două rude care au confirmat identitatea cel puțin a unuia dintre cei doi piloți. Cum credeți că vor acționa autoritățile? Mai ales că domnul Tatăl îi spune că autoritățile cunosc, pur și simplu nu se mediatizează acest caz și nimeni nu vorbește. Eu le-am făcut și la scris expertiză, da. Să văd că se ia. Adică stai că eu m-am pregătit și că eu m-am dus despre la prășit. Acest caz deja s-a făcut cunoscut în 2015, când s-a prăbușit avionul cu piloții moldoveni. Țin minte atunci că Ministerul de Externe s-a adresat către toate ambasadele țărilor acreditate în Republica Moldova, plus încă, țin minte, S-au adresat, dar și îmi pare că acolo era și Qatar și încă Emiratele Unite. S-au adresat pentru a cere ajutor pentru a depista urmele acestor piloți moldoveni. Știu că atunci, un timp îndelungat, nu s-a știut, nu a fost dat publicul larg în genere despre cum acționau autoritățile Republicii Moldova. Această întrebare s-a readus încă vreo 2 ani în urmă, când s-a spus că autoritățile Republicii Moldova nu întreprind absolut nimic pentru a întoarce aceste persoane
în Republica Moldova s-a scris foarte mult atunci în presă, ții minte, a fost pe larg mediatizat. Acum nu prea, chiar și din spusele domnului Usată, nu prea înțeleg. Deci autoritățile Republicii Moldova i-au găsit, au aflat unde se află și intenționat nu vor să repatrieze pentru că așteaptă alegerile parlamentare. Dar totuși i-au găsit unde se află? Sau asta dumneavoastră primul care i-ați găsit și s-a folosit de oportunitate și deja au început? Ei au știut foarte bine unde s-au aflat cetățenii noștri până la aproape de mijlocul anului 2017. După asta ei spun, autoritățile moldovenești, că ele au pierdut urma din cauza că vă spun că oamenii au fost luați o stație și deja de alte grupări. Cum le-a stat dumneavoastră de urmă? Ei mă contactează pe mine după anul nou. Dumneavoastră, cum i-ați găsit? Dumneavoastră, cum i-ați găsit? Dumneavoastră. Cum le-ați dat dumneavoastră de urmă? Nu, ia că nu vă supărați aici, eu nu vreau cât oamenii sunt acolo, a să ajungă ziua când ați vă dau detalii, ați vă arăt și poze, și unde am fost, și cum am fost. Acum, la moment, cât oamenii sunt acolo, eu chestia asta nu vă supărați. Eu nici asta nu vroiem să o scot, doamna Jean-Toan. Pur și simplu, când ei m-au luat în capcană, adică, eu le sun înapoi, zic, băi, și ei cu căutarea. Eu doar nu vă rog să ne închideți dosarele penale. Da, faceți în coridor pe o săptămână. Apropo, am discutat și cu europenii de la Chișinău, doamna Jean-Toan. Vorbesc despre ambasade. Unii le-am dat și video înainte de sărbătorile de iarnă. Cum, adică, la începutul ianuarie. Zic, oare implicați-vă voi și spuneți la șobenii noștri? Oare eu ei? Oare mă duc eu? Nu-i nicio problemă. Mă vin la baza militară, care mai aproape, a nemților, le-am dat la nemți, amin și Boguslav și m-am dus în drumul nemț, înțelegeți? Eu am pregătit oameni, am pregătit avion, că cu autoritățile în Uzbekistan tot sunt întrebări, am întrebări, pentru un avion privat, ca să faci actele, dacă în Moscova durează 4-5 ore, până Uzbekistan durează 2 săptămâni, înțelegeți? Avem un telespectator care vrea să intervină chiar acum, înțeleg că este important. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Vă rog să vă prezentați și să ne spuneți detalii. Înțeleg că ați vrea să vă expuneți. Din orașul Chișinău, am slujit și eu în Afganistan, sunt la o biserică Felvieta din Chișinău. Noi pentru o stat și din moldoveni ne rugăm de mult deja și mulțumim Domnului că doi sunt în viață și așteptăm acasă. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru apel. Cred că este important și acest aspect. Ce este mai grav, chiar am vrut să intervin aici, pentru că am văzut care a fost reacția președintelui Dodon. Ce este cel mai grav în toată istoria aceasta cu peluții moldoveni care au devenit ostatici? Că totuși autoritățile Republicii Moldova, vorbesc acum în particular de președintele Dodon, care încearcă să facă să scoată dividende politice, să încearcă să facă un PR pe această problemă. Este o boli gorici людей, care în român este durerea unor familii, unor oameni care au venit în așa condiții neomenești și acum se folosește anume de această posibilitate și chiar mi-a plăcut textul pe care l-a rostit domnul Dodon când a zis că folosind competențele de care dețin și legăturile pe care le am dat acum de aceste ostatici și suntem pe cale să le scoatem de acolo. Pe mine chiar mă interesează, dar ce legături, de exemplu, despre ce legături vorbește domnul Dodon, președinte Republicii Moldova, dacă acești ostatici sunt, acești piloți sunt ostatici a unor grupări de teroriști. Avem încă un telespectator, de această dată este vorba despre un militar care înțeleg că a fost în Afganistan după cele întâmplate cu piloții moldoveni. Alo, bună seara! Alo. Bună seara, domnul Mihai. Mă numesc Vladimir Mazila, sunt colonel în retragere. Vă rog.
Și în timpul când au fost băieții doborit în regiunea Mazar-i-Sherif, eu m-am aflat în Kabul, deci noi primi am aflat despre tragedie care s-a întâmplat. Îi cunoșteați? Vă cunoșteați între voi? Da, sigur că Mihai, noi am zburat în 2005 în Indonezia, când au fost inundațiile, când au fost atunci, poate că țineți minte, era la mine bort mecanic. Leonel, cu el cunosc foarte bine, e foarte bun băiat, pilot de treabă. Era foarte neplăcut pentru noi că așa s-a întâmplat atunci. Comandantul din navă, Oleg Grozov, a fost ucis acolo pe loc. Da, dumneavoastră cât erați? Cât erați acolo în Afganistan? Dumneavoastră, nu știu la cât timp ați aflat despre ceea ce s-a întâmplat, dacă erați în Kabul la acea vreme, dumneavoastră, de exemplu, ați încercat să vă interesați de soarta piloților moldoveni, să interveniți? Au existat căi prin care ați încercat eventual să îi readuceți cumva, să îi salvați? Despre tragedie noi am aflat peste o oră după ce s-a întâmplat, dar tot informația era, cum se spune, zasecrecenă. Securitățile din Afganistan, acolo sunt mulți români care se ocupă tot cu întrebările, nu cu aceștia, dar indioștii acolo lucrează, tot informația era ascunsă. Și nouă nu ne se dădea voie ca să ieșim, dar nici nu putem nici ieși la legătură, nu știam nimic despre băieții. Știam una, că sunt gii. Asta era pentru noi principal. Am înțeles. Dacă vreți să ne mai spuneți detalii despre piloții moldoveni în misiunile pe care le aveau, dacă nu, atunci eu vă mulțumesc oricum pentru toate detaliile pe care ne le-ați oferit. Încă o dată aflăm, iată, prin intermediul apelurilor despre importanța misiunilor la care participau acești doi moldoveni. Aș vrea să-l întreb pe domnul Usatăi. Domnule Usatăi, apropo, când ați discutat ultima oară cu cei doi moldoveni, înțeleg ultimele imagini în video sunt datate cu 22 decembrie 2017. Să înțelegem... Atunci am cerut ultima confirmare. Da, ca să știm dacă ei sunt în viață, în continuare. Când ați vor discutat ultima oară cu cei doi? Oamenii sunt la moment ok. Eu vă spun încă o dată, sunt chestii, adică când noi vedem acasă, las i aducă mâine, las duc Filip cu Dodon, în doi numai să-i aducă. Adică să termine cu combinațiile astea politice, oamenii să-i elibereze înainte de parlamentare. Înțelegeți? Deci, domn Mișin, eu am tăcut 2 ani. Eu înainte mai șem la Chiaca, am o călătorie, igra, vernuți, nevernuți. Adică eu niciodată n-am pronunțat. Înțelegeți? Că nici n-avem să pronunț. De-am oamenii trebuie și eu acasă, după planul meu, în data de 20 ianuarie. Oamenii trebuie și eu la Chișinău. Eu trebuie să cobor din avionul Moscova și tot cu avionul ăsta privat, eu trebuie să zboare din Moscova la Chișinău. Că eu am spus, nu de anunțat rudele nică, Doamne ferește, undeva. Pe urmă a ieșit SIS-ul. Ia că hai cumva încolo încoace, că colegii din servicii, adică francezii, i-au informat pe cei de la SIS, că ia că este Usatăi, care i-o găsit și vrea să-i scoată. Vă dați seama, unii s-au ajuns de-am, înțelegeți? Și eu nu ca tam, eu doar nu... Adică dacă nu vedem că iar povestea se închide, adică pe mine m-a blocat să n-ajung eu, dar ei țin, dar dacă vine iar gruparea, cum o pățit, oamenii să ajungă ca să vă povestească prin ce-o trecute, cu impusul, începând cu Coranul, terminând cu alte istorie. Slidei Dumnezeu sănătate, se reziște. Ați vizi, vedeți ce ați vă povestească ei când... Dacă până la alegerile lui Plăcniucu Dodon, ei mai iau alte 3 grupări, ia ca împușc pe ăștia care îi țin azi, o statici, și e altă grupare, cum a fost. Eu mă gândeam la dânșii Front Comun, pur și simplu am intrat în detalii, în istoria, adică monitorizez, vă dați seama, monitorizez peste 2 ani, 24 de ori, ce se întâmplă, cine, care sat a fost eliberat, care a fost doborât, care de-a mai știu și comandant și necomandant și mai departe. Domnule Sade, mai avem încă un apel de la un militar. Alo, bună seara!
Bună seara. Ați vrut să vă spuneți, vă prezentați, da, vă rog. Eu mă numesc Dumitru și amul noi trebuie să punem mâine de la mână să aducem băieții acasă și noi suntem atâți politicieni ăștia și bravo nouă usatăi, Renato, respect, au făcut băietul ăsta lucru pentru care trebuie să-l facă forțele armate, Ministerul Apărării și mai eu și nu mai sunt amul acolo. Înțelegeți ori nu? Da, v-am înțeles. Vom cum... de pus mâinii de la mână și de adus băieții acasă. Aici, da, aici, la revedere, o zi bună. Aici e complicat cu pusul mână de la mână, pentru că, practic, pe asta trăiesc foarte mulți dintre teroriști. Asta înseamnă să finanțezi, pe de altă parte, terorismul. Care sunt modalitățile de soluționare a acestui caz? Domnul Mișu, să iasă compania Vailan asta SCC, la care oamenii au lucrat. E companie doar înregistrată în Moldova, înțelegi? Eu pot discut, n-ați înțeles, eu n-am o problemă. Eu pot discut și cu ăștia de la SIS ai noștri, că merge vorba de viață la oameni. Eu nu cad să-mi vii în acele, să-mi vii 2-3 colonii, frumușel să așeză în avion, pac, pac, le-am lămurit și pot ei și pot eu, nu pot ei fac, dar eu singur, nu-i problemă. Dar adică să nu mă ții blocat, înțelegeți? Din cauza că astea dosarelor și la tăti prostologiile este, ei pe mine m-au blocat, tot ei tot nu-i aduc. Nu vă dați seama că asta e absurd, domnul Mișu. Înțelegeți? Avem foarte puțin timp la dispoziție, domnule Usatăi. Apropo, avocatul dumneavoastră este cu noi acum în legătură telefonică directă. Vrea să ne ofere mai multe detalii. Este vorba despre domnul Anatolie Istrati. Domnule Istrati, bună seara! Bună seara! Da, o să vă rog să fiți foarte laconic. Pentru că... Domnul Mișu, eu trebuie să recunosc că cele declarate de către Renato Usatăi sunt adevărate. Am cunoscut mai multe detalii despre această misiune de salvare a domnului Usatăi. Cred că dacă organele competente ale Republicii Moldova nu interveneau, Renato Usatăi de mult scoteau băieții ăștia din locul de unde se află. Intervenția nu trebuie mână la mână. Trebuie doar să se dea acordul ca Renato Usatăi să-și ducă misiunea până la capăt. Și mă bucur pentru el că avem asemenea cetățenii Republica Moldova. O seară bună, domnule Istrati. Era una din persoane care trebuie să zboare cu mine și să-i primească pe ei, că eu vreau să-i las inclusiv pe domnul Istrati și alți câțiva prieteni, trebuie să-i las în Termez, în Uzbekistan, adică că podul trebuie să-l trec eu singur cu paza, cu soldații, adică unii facem schimbul, că eu nu vrem, adică zic, eu cu mine vă trei moldoveni. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție, cred că 2 minute și jumătate, aș vrea să-i ofer doamnei Jantoan posibilitatea să facem o concluzie. Ce ar urma, credeți, care ar fi scenariile? Ce credeți că vor face începând de mâine dimineața autoritățile dacă cei doi vor fi aduși acasă imediat ce vom mediatiza oricum în continuare acest subiect? Sau se va lăsa... Exact pe aceeași, se va merge pe aceeași calapoduri cum s-a mers și până acum. Sincer să spun, sau se va încerca să facă vreo manipulare, așa cum... Nu îmi pare normal ca de eliberarea totuși cetățenilor Republicii Moldova, piloților care au ajuns într-o așa o situație de gravă și au rămas ostați și stau acolo de ani de zile. Nu mi se pare normal ca cu aceasta să nu se ocupe organele abilitate din Republica Moldova. Să se ocupe totuși guvernarea și nu persoanele, să spun așa, din cont propriu. Asta ar fi calitatea și ingineria, competența unui stat responsabil pentru cetățenii săi, așa cum garantează Constituția Republicii Moldova. Eu cred că după aceste intervenții, mai ales când s-au auzit și rudele, și cunoștințele lor, și ingineri, pur și simplu piloți de meserie care cunosc ce înseamnă Afganistanul, eu cred că organele abilitate vor reacționa și vor face tot posibilul ca piloții ostatici să fie aduși în Republica Moldova cât se poate de repede. Domnule Usatăi, noi deja trebuie să închidem această emisiune pe care am prelungit-o cu același lucru, domnul Mișa. Doamna Jantoan are perfect dreptate. Las termine cu prostiile, cu alegerile care e de la un partid care să aducă oamenii acasă.
Да ты так поналежерли парламентарий, кни одичи с яйцей ядук, с бочаска рудили пил аэропорт, шема департь, понатуся вам не пласть, ну мэра мы им вязан, залежешь? Eu vă spun încă o dată, ați venit ziua când ați vorbească și ei, dar ați vorbesc și eu și ați vorbesc totul. Pur și simplu cât oamenii stau acolo, eu nu vreau. Eu mult m-am gândit, pur și simplu în timpul emisiunii, adică înainte de a intra în emisiunea dumneavoastră despre alegerile la Băs la Chișinău, am primit un mesaj și n-am putut să nu dau reacție. Și zic, gata, scot eu tăt, adică asta nu-i tăt, asta v-am dat ca să fie clar în linii generale. Oamenii, ei, confirmat. Da, eu vă mulțumesc foarte mult, trebuie să încheiem aici. Îmi scrie un telespectator pe pagina de Facebook, Dodonu este nașul de cununia ficiorului unuia din șefii de la Valan. Cu aceste lucruri spuse, vom vedea, vom continua subiectului. Vă mulțumesc foarte mult că ați rămas cu noi până la această oră. Noi ne revedem marți seara la ora expertizei. Toate bune! Живешь в Молдове, и у тебя возникало ощущение, что тебя дискриминируют по одному из признаков, защищенных законом. Чтобы понять, насколько хорошо ты сможешь распознать случаи дискриминации, мы предлагаем